Deci asta ar fi un motiv în plus. Și nu m-am dat la ea în primul rând. În al doilea rând n-am zis așa ceva. Am spus, cred că Adelina se comportă așa cu Antonia doar ca să o tragă ca prietenă, să nu pot eu să mă dau la ea în cazul care sunt despărțit de ea. Atât. Ai spus, uite cât de bine se înțeleg ele două, hai să mă dau la Antonia. N-am zis așa, ți-am explicat Adelina oricum. Ești la Duțu, oricum nu așa mă dau la ea. Da, bine. Hai să vă zic ceva, eu pe Vlăduț îl cred, pentru că în tabăra cealaltă, voi ba spuneți ceva, ba vă răzgândiți, ba el a fost constant. De când e aici, e constant. Super. Acum, na. Antonia, tu tinzi să crezi băieții sau pe Radu? N-aș avea motiv să te minți. Bravo, Antonia, bine intrat. N-aș avea motiv să minți. Tu-l crezi fix pe Vlăduț? De ce ar minți Ahmed, Nicolas, Codruț, Vlad? Ar minți patru și tu unul singur ai spune adevărul. Ahmed, cu Nicușor. Da, ai văzut oricum, că au aceeași părere credibilitate cu Adelina, ai văzut că bagă de la ei. Păi dacă mai eu zic adevărul, nu ai credibilitate, ți-ai făcut asta tu cu mâna ta. Păi da, cu mâna ta, ți-ai scăzut credibilitatea la zero, nimeni nu te mai poate crede din cauza mea sau a lui Ahmed, din cauza ta. Doar Dumnezeu mă poate judeca. Nu, atunci cine te judecă să te judece, dar tu vrei să tacă că ești tu Radu cu pân piept? Sau cu... Vrei să tacă că ești tu Radu cu pân piept? Nu, frate, dar da, 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 mă screde, dar nu stau acum. Cum pot eu să dovedesc că n-am făcut chestia asta? Cum pot eu? Că n-am cum să dovedesc. E cuvântul meu împotriva cuvântului vostru. Păi dacă trebuie să ne vedem. Și are dreptul să creadă ce vrea. Păi da, are dreptul să creadă ce vrea. Dar ea crede fix pe Vlăduț, care vezi ce gesturi face vis-a-vis de ea. Bravo, Antonio. Nici nu cred că o să vină fată nouă, dar totuși mă dau un pic cu parfum. Vlad n-a făcut niciun gest nepotrivit față de mine, atât că a stat la masă cu Mădălina, asta i-a spus și lui că nu mi-a plăcut și că i-a dat iar cur și Mădălina a încercat să intre peste el și așa mai departe. Dar cu Simona nu am nicio problemă sau cu el, noi am încheiat cunoașterea de foarte mult timp, cred că sunt două săptămâni de atunci, am clarificat ce era de clarificat, pot continua, chiar mă bucur pentru sincer, el. Dar, sincer, da. Te deranjează puțin faptul că el nu a insistat mai mult ca voi să fiți împreună? Nu neapărat că mă deranjează, într-adevăr, nu a insistat, dar asta a simțit în momentul respectiv. Eu tind să cred că am insistat, dar de multe ori... Dacă l-anumești tu insistat, mai lucrează un pic. Nu, atunci probabil n-am făcut suficient de bine. Nu, să sperăm că pentru Simona ai învățat ceva și pentru Simona dar o să faci să ceea ce trebuie. Dar nu trebuie să insiste, în primul rând. Dar nu cred că e vorba de... Nu trebuie să insiste natural, să trag. Nu, trebuie să-ți dai interesul. Antonia, de multe ori am încercat chestii și mă refuz să zice, Vlad, stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte. Nu, trebuie să-ți dai interesul mai mult și să sperăm că ai învățat câte ceva și... Nu mă rog, nu cântează. Pentru Simona să ai alte reacții. Bine. Mai... Eu vreau să fii natural și să faci ceea ce simți în fiecare moment. Eu ți-am spus că nu o să trag de tine niciodată, nu-mi permiteam... Radu, unde te duci? Dar te dai cu parfum? Nu o să pun ăsta înapoi. Lasă, nu! Lasă-l acolo! Am nevoie la baie, domnul Șarse. Du-te dacă vrei. Dar să nu se supere Adelina. Nu are de ce, mă duc să pun ăsta și mă întorc, adică nu fac nimic. Du-te. Nu se vede pe fața ta oricum. Părerea mea e că... Cum îi zice? El și acolo... Dar și în mașină, tu uiți când era mașină, de fapt... Dar tu n-ai auzit ideea, vorba. Eu eram lângă el aici, da, mă, era pe telefon și îi scria cecul, știi? Și zicea, uite, cecul ăsta cum ar veni, nu o să-l mai iau, că acum luna asta o să iau cuplul lunii. Ah, ce-mi pare rău. Dai. Radu, dar cât spun eu? Spune-o aia dacă vrei. Lasă-mă să pun asta, că de asta am venit, n-am mai aperat. Deci mi-a de gură. Atoala, te rog frumos. Dar ce-ți trebuie acum? Las, că termină episodul. Am văzut că intră cineva și a venit să se dea cu parfum. Te dai cu parfum? Eu, ce aveți, mă? Uitați, veniți și filmați repede. Se dă cu parfum. Ce aveți, mă, oameni buni, doamne, pe mine. Bă, s-a dat cu parfum. Băi! Băi, nu mai veniți cu aperați, bă, oameni. Nu mai fi. Hai nevastă. A pus cadou. Hai mă, lasă-mă, mă îmbrați în geantă. Ia uite, mi-i simte să dai cu parfum. Pleacă, mă îmbrați în geantă. Poate numai de acasă, poate de acasă. Adelina! Vlad, dacă va intra o fată acum, care îți va plăcea, ce vei face? Vei încerca să o cunoști în continuare pe Simona sau? Păi, în continuare încerc să cunosc pe toată lumea, că n-am nimic, n-am relație cu Simona. Astăzi cred că a fost prima dată când am vorbit mai mult gen face-to-face, că mai vorbit și... Da. Pe internet. Nu pot să zic că, bă, dacă vine, nu știu ce... Mă refer ce... că n-am. A fost destul de apropiat n-am și răspunsul ar fi trebuit să fie altul. Ce? Dar sunt o cunoștere. Adică nu te îmbraci, eu nu te-am văzut să te îmbrațe și să te ții de mână cu toate fetele. Păi logic o să o respect, dar nu zic că dacă vine o fată frumoasă și vorbește cu mine, să zic, salut, nu vorbi cu mine. Mai Vlad, cum ai auzit de fată nouă, cum ai început să o dai? Cum?
Așa mai după gard. Păi aș minți dacă zice păi că... Păi dar noi nu avem o relație, în primul rând, înțelegem bine dacă și... Întrebarea a fost, continui eu... să o cunoști pe Simona sau te întorci din drum dacă îți place fata nouă? Logic că continui să o cunosc pe Simona. Păi așa. Logic. Radule! Mai zici și tu, nu mai am brațe cu tine. Radule, nu ți-ai dat cu parfum, te-ai dat cu apă de gură. Nu, că n-am găsit-o. Chiar aia da, aia am cerut apă de gură, dar nu cred că avea nimeni. Ți-e teamă că te pupă fata cea nouă? Nu, da, să nu-mi miroase gura când vorbesc cu ea. Dacă te ia la dans, dansezi cu ea? Păi, domnișoara Cristina este urât, sunt lider și nu pot să refuz o fată. Păi, da. Oricum n-aveți voie. Păi n-avem voie, știu. Da, da. Bine, chiar sunt curioasă. Eu. Păcat că nu este și Iacob, dar își va reveni și se va întoarce. Va avea o surpriză. Vă las acolo cu surpriza voastră, că mai am și eu de vorbit cu fetele aici. Mai nerăbdătoare suntem noi de surpriza băieților. Cum? Mai nerăbdătoare suntem noi să vedem iar ce fată nouă mai vine decât băieții. Uite, Șacali! Știi de ce m-am dat cu parfum? Că știi tu, frate. Știi. Astăzi, în emisiunea, Radu nu s-a sperat. M-am rugat frumos de el, du-te și spală-te, nu da, vrea să se spele. După ce că și nu s-a spălat, s-a dat și cu parfum. Să-i zică nu, cineva că dacă nu se spală parfumul, miroase urât. Mi s-a îmbibat mirosul lui Radu hainele mele și de asta mă dau cu parfum. Da, unde? Acum asta are vrăjeala lui, cum nu ar veni că intră mea, frate, hau, știi, așa și trebuie să se dea și el, să miroase și el. Poate agață și el ceva, dar vezi că tu ai pe Gianina, băi, Gianina, băi. Am stat prea mult lângă Radu. Nu, am stat prea mult lângă Radu și mi s-a... Sau Georgiana, care? Miroase urât hainele. Gianina sau Georgiana, zi. Dar zi sincer, nu mânca alune. Amândouă. Aaaa, știam. Gen cum ar veni dacă le refuză una, o ia pe altă. Simona, foarte multe răutăți în jurul faptului că tu ești mai mare decât Vlad. Da, dar nu mă afectează chiar deloc acest comentariu. Foarte bine. Pentru că eu nu văd unde ar fi o problemă când sunt foarte multe relații unde o persoană este mai mare decât cealaltă, cu 15 ani, cu 20, cu 30, cu 40 și sunt fericiți împreună, așa că... Normal. Nu. Antonia. Îți spunea mai devreme, Simona, faptul că un băiat nu trebuie să insiste. Da, nu trebuie să insiste, trebuie să aibă reacții mai... nu știu cum să explic, adică să-ți arate că vrea. Înțelegi? Nu e vorba de insistat, e vorba să-ți arate că își dorește și că vrea. Păi, eu la asta mă refer. Arătat în momentul respectiv, dar acum... Momentul respectiv, am vrut să spun... Și că a încercat să vorbească cu tine... Ela. Să insiste mai mult, să-i schimbe mai mult Vlad pentru ea, nu adică Antonia? Eu am vorbit cu ea și asta am înțeles din ce mi-a spus. Că ar fi vrut, adică i-ar mai fi dat o șansă să insiste, dacă... Să... Iar fi arătat că își dorește Vlad retras, și... S-a retras și a înțeles, da, am înțeles, e prieten, gata. Deci, nu a insistat asupra... Da, mă bucur că a respectat decizia mea. Sper că a învățat ceva din tot. Acum spunea că dacă e cu Simona... Poate să cunoască și alte fete, dar eu când am fost în cunoaștere cu el și vorbeam cu Radu sau Codruț, nu aveam voie, dar trecem peste. Bună! 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 Nu, Duțu! Ce faceți? Nu, Duțu! Bine, tu? Nu, Duțu! Bine, și eu pe aici, pe la voi! Sau? Ușor să-mi cazi! Nu, Duțu! Încerc! Tot tremur de emoții! Ai emoții? Mare! El este Mădălin, mascota noastră! Mă bucur! Bine ai venit din casa puterea dragului. Să știi? Câți ani ai? Să știi că nu am făcut pe mine, zic, dacă m-am făcut pe mine, am vărsat apă. Băi, lasă, nu mai minți. Oricare și relații. Nu mai minți, Iacob. Când ai încredere în șarpurile ăla, te rog frumos. Uite pe ăsta aici. Când ai încredere în șarpurile ăla. E cel mai mare serpent ăsta. Auzi! Ce zic ei? Nu, 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 nu. Nu e ud, am pus mâna. Nu, el a rupt. El a rupt. El a rupt. Păi și ăla e rupt. Nu, ăla nu e rupt. Vezi, deja vrea să-ți facă asta, să cazi. Ăla e rupt, iau. Îți faci pe fata, să te doresc. Mă uitam, de ce? De aia vrei să faci cu mine? Nu, Ana, intenționat a pus ca unul la Ana, mă. Ai vrut să mă intenționat? Mă, Ana, eu. Măi. Rească, mă, Dumnezeu. Intenționat ai pus ca unul la. Câți ani, Ana? Ce zodie? 22. Capricorn. Iar Capricorn. De unde ești? Ai un top 3? O, mă, las-o, o să cunoască și o întrebare pe rând. Care aveți relație? Radu. De ce dată ești născut? De ce? Poftim? De ce anul ăsta? Vrei să ne combinăm? Pe 28 decembrie. Eu sunt pe 27. Serios? Serios. Ana, vrei să ne combinăm? Da. Tu vrei să ne combinăm? Vrei să ne căsătorim vitre? Hai. De unde? Hai. Am o întrebare. De unde ești? Că zici nou. De unde ești? Din Timișoara. Da. De la București. Și cum le zici nou? Poftim? Ai zis nou.
Ce ai zis, mă, no? Păi no. No, gen... Dar în Turcia nu se zice, no. Vorbește nu la m-am inclus. Când ai avut ultima relație? Ieri. Înățind. Stai și... stau unde vrea eu. Mai, din mai. În mai s-a încheiat. Cât ai stat cu el? Un 2 ani jumătate. 2. 2 ani. 2 ani? 2 ani. De ce s-a terminat? Să-i fac reclamă proastă acum? Nu, neapărat. Da, adică poți să vrei așa... Te-ai înșelat mare, sau nu v-ați mai interes? Nu, tipul avea nevastă și copil și am zis că mai bine... Deci ai stat 2 ani, ai stat 2 ani gen din statul de armat. Da, da, e puțin complicat. Adică tu ai știut? Poftim? Am aflat după jumate de an. Da, a fost mare dragoste. Dar după ai mai stat un an jumate. Da. Așa bun era. Poftim? Așa bun era. Ți-a răspuns. Ce reprezintă tatuajele de pe mână? Păi lasă-l, că el e mai așa, e cealaltă. Dar îmi plac tatuajele. Da, nu, bine. De el se referă. Nimic, mi-au plăcut doar. A, da? Uh-huh. Câte tatuaje ai? Toată mâna și aici mai și am sub... Copii ai ceva? Ia, arată-l pe ăla, arată-l pe ăla de sub sâni. Mai ai și pe serios? Hai să mergem sub sâni. Radu vrea cameră roșie. Te-ai face relație cu un bărbat sau un băiat care ar avea copil? Sincer, nu. Alina, cum ești? Că în gală nu te simțeai bine ieri. Sunt mai bine. Bine? Da. Dar ce se întâmplă? Eu când mă enervez sau când... Tu, sincer, suferi pentru că te-ai despărțit de Alexandru? Prima dată, da, mi-a părut rău, foarte rău. Poate n-am vrut să o arăt, dar chiar îmi părea rău și probabil l-am ținut în mine. Și nu... prea am spus și probabil, da, m-a afectat și chestia asta, că n-am vorbit, dar sunt mai bine. Fostul tău iubit te-a mai căutat? Nu. Deloc? Nu, deloc, de atunci, bun, de momentul ăla. Dar Alexandru îți mai scrie acasă? Îți dă mesaje? Alexandru, nu. Deloc? Nu. Nimic? L-ai nu, bucat. Doar vorbește pe live-uri, atât. Crezi în apropierea lui de Adriana? Nu. Ce urmărești ei doi? El urmărește să facă subiecte, doar atâta. Și ea? Nu să mă facă geloasă. Și ea la fel, să fie... Da, dar n-a făcut niciunul. Ea acceptă. Intervenim pe ca să fie și ea în subiecte, să fie, vorbească despre ea. Păi stai puțin, dacă Adriana nu se apropie de Alexandru, nu poate să fie în subiecte? Nu, pentru că Radu nu mai bagă în seamă și ea în ultimul timp a fost în umbră. În ultimul timp a fost în umbră. Pe bune, stăteam acolo liniștită și îmi zice că stau ca pe bălău. De ce se sesiza el? Așa a spus părerea. Și a spus părerea. Păi și asta nu înseamnă băgare de seamă. Când e vorba de el, Adriana. Și oricum o faci mai numai credibilitate din momentul în care ai mințit cu Alexandru. Nu am mințit cu Alexandru. Ba, ai mințit și mie și acum și Antonia a fost martor și a fost acolo. Nu am mințit. Asta și bun, pentru mine... Bă, aia era ideea. Că te ocupați sau unde te ocupați. Asta era peste tine. Dacă am văzut cu ochii mei. Deci nu poate să-mi spună, și Antonia era martor, dacă eram singură mai spuneam. Părerea și mea... Și camera, la fel, a venit actuala și a prins. Adică în momentul în care a venit actuala, i s-au ridicat așa repede. Am căutat un parfum. De unde? Că stătuseră mai mult de 3-4-5 ani. Așa, gen. Era peste tine și te pupa, bă, de ce nu ești? Că nu căutau nimeni. Peste tine căuta parfum. Eu când m-am ridicat, m-am... Hai, lasă-ne. Nu, mă refer în general, de asta nici nu vorbeam înainte și rădeam ca să nu vorbesc prostii sau să nu știu. Stau foarte prost. Înainte. Păi nu am mai răs în ultima timp, nu? Observ. Înainte, nu știu, evitam cearta, dar nu-mi plac oamenii care mint și nu-și asumă ce fac. Ai un top 3? Da! Trebuie să-l spun? Bat asumată, direct. Musai. Musai. Nu... Musai că trebuie. Păi trebuie. Că poate nu merge cu ăștia 3 și atunci... A, dar n-are nicio legătură. Top 3 al aspectului fizic. Contează, da. Oricum mai multe. Dar nu spun gen 1, 2, 3. Nu, aleator. Nu contează. Aleator, da. Bun. Tu? Alex. Tu? Păi el are relație. Nu contează. Dar nu are relație. Top 3, lasă la care relație. Nu-i căsătorit. Mai este cu ea de la spital. Da. Și mai e un băiat care este la spital. Duduți. Da? Da, nu știu. Te-ai uitat la episoade? Mai zi? Nu, nu știu pe Duduți. M-am uitat așa puțin, dar nu prea mult. Dar l-ai văzut pe Radu cel mai mult. Da. Păi cum să nu? A, uite, ai văzut scaunul? L-ai dat pe spate. Dumnezeu. Ana l-ai dat pe spate. Bine, chiar dacă are relație. Nu stricați. Pentru el. O să vină să bagi strâmbe, că m-am dat la tine. Cu cine ai relație? Cu Adelina. Îi da și așa nu iubești. Nu știu care. Păi degeaba tu ești pe aici, că nu e pe aici, Adelina. Nu, dar poate ceva poze, nu știu. Nu, poze sunt în casa cealaltă. A, dar n-ai urmărit emisiunea deloc? Sau? E oricum au relații. Foarte puțin acum, de când am fost anunțată că vin. Nu, Radu.
Oricum nu e relația ta așa cum ar fi. Pleacă, ești căsătorit? Nu. I-a cerut de nevastă? Nu, atunci. Nu vreau să spun, are și trei copii pe acasă. Nu. Da, da. Ce, așa îndrăgostit ești? El da, uite, da, moare. Da. Ea nu, ea de el, nu niciodată, el de ea. Da. Da, sincer, da. Bravo. Da, acum ce ești mis de cealaltă? Da? El era ironic, cum ar veni să eram ironic. Bam. Radu cu relație. Mădălin. Mamă. Cum stai acolo, Mădălin? Ar fi cool. Ești că e pedepsit. Na, termină, nu-i spui tu cine-ți danseze, lasă să-și aleagă ea. Lasă să-și aleagă ea. Dansează cu cine vrei. Nu mai putem. O iau bătaie pe acolo, pe dincolo. Hai că încep. Dansează cu cine. Nu mai are nimeni. Dansezi cu mine. Aha. A spus el? Nu, nu. Nu, chiar vreau să te iau, poți să întrebi, că iar voiam să te iau. Da. Ce repede s-a ridicat, Radu. Vai, mamă. Hai că mi-asum eu, îi spun că-i vina mea. A venit o fată. Da. Frumoșică precum o păpușică. Aud eu așa de sus din regie. A venit să danseze cu un băiat și a întrebat: dacă o să dansez cu tine, crezi că o să-mi iau bătaie? Aoli. Radu. Oare pe cine o fi ales? Vă zic doar că este puțin teamă Nicola. De voi. În Ei? Sensul în care zice că ea este mai simpluță, mai naturală, n-are operații, n-are intervenții. Nici noi. Unul. Spuse Gianina. Grupul de acolo, da, grupul de aici. De Antonia. Nici noi, Antonia. Adriana, n-avem. Apropo de aceste temeri, Simona, știu că și tu ai avut așa un pic probleme să te adaptezi în sensul în care te-ai speriat. Ce te-a speriat aici? În primul rând, vocabularul pe care l-am auzit din partea băieților și comportamentul față de fete și bullying-ul pe care l-au făcut și chestii de gen. Gata. Bravo, Radu! Bravo! Bravo, Radu! Oh, calmați-vă. N-ai făcut nimic, dar... Păi n-am vrut. Eu am vrut? Ce am vrut? Ai fi vrut. Doamne, sărește. Băiat, însurat. Te-ai înroșit? Nu contează, ea e mișnită. Da, e clar. Doi îmbârligători deja, vă simt. Tu... Da. Și eu am mirosit asta. Eu ți-am înroșit la față. Combinați-vă voi. Și lui i-a plăcut. Și lui i-a plăcut. Ți-am înroșit la față. Se vede pe fața lui așa. Combinați-vă voi. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.